după ce iubești, nu te opri. Prieteni, noi vom fi, magia nu se va sfârși. Visele să le Ce ne facem? Facem un plan și acționăm eroic. Pardon, dacă vreunul din noi va fi un erou, e evident că eu voi fi aceea. E cumva o provocare? Ce? Nu! Aia e provocarea! Să ne salvăm prietenele de la a fi strivite e provocarea! Leila, singura voce a rațiunii de aici, știi cum să ne salvăm prietenele de la a fi strivite? Bine. Știu! Templul ăsta este făcut din gresie curcubeu. Interesant, dar tot se prăbușește. Gresia e o rocă foarte poroasă, Valentina. Dacă îngheață, se sparge. Arată-ne cum funcționează glaceana. Nu poate fi sfârșitul. Frunzișa abia ne-a făcut brățările astea frumoase, iar eu nici n-am apucat să scriu despre ele în jurnal. Ava, uite! Da, ați reușit! Ar fi trebuit să le vedeți pe Leila și pe Glaciana. Au fost la modul boom, bam, boom, bam. Bine, a fost mai degrabă și apoi știință și apoi bam. Mulțumim, Leila, îți rămânem datoare. Și vouă, prieteni, mulțumim că nu ne-ați lăsat pe mine și pe Wildstar să cădem în prăpastie. Asta fac prietenele foarte bune. Prietele plante! Magia era! A trecut pe lângă noi! Da, am văzut! Dar am învins-o pe Ravenzela. Cum se face că magia ei e încă aici? Nu știu, dar trebuie să-i spunem domnișoarei Evelyn. Elevi, am vești proaste. Magia rea a fost văzută din nou pe insula unicornilor. Când Ravenzela a fost înfrântă, am crezut că magia ei a dispărut. Dar se pare că a mai rămas o parte din ea. Dar fiți siguri că oriunde s-ar mai ascunde magia rea, o vom găsi. Până atunci, vă rog să rămâneți cu toții vigilenți. Magia rea are o putere imensă. E o amenințare pentru noi, pentru unicorni și pentru insulă însăși. Noapte bună, frunziș! Încearcă să nu ai coșmaruri despre... știi tu care magie? Magie rea? Mare chestie! Ne-am mai luptat cu ea și am câștigat! O mai putem face odată? Ofiorii nu lasă niciodată garda jos, Valentina! Magia rea e o forță imprevizibilă! Deși ai văzut-o făcând ceva, a doua oară n-o să mai fie la fel! Da, mătușă! De aceea, domnișoara Primula a hotărât să accelereze antrenamentul tuturor. Odihniți-vă, mâine dormitorul Safir va face traseul destoiniciei. A spus cumva traseul destoiniciei deja? Wow! Cred că Leila e din nou copleșită de situație. Din fericire, eu habar am despre ce vorbește domnișoara Fury, deci, sunt bine. Ce e traseul destoiniciei?
O cursă cu obstacole pe unul dintre cele mai dificile terenuri de pe insulă. Oh, vai, acum știu! Se presupune că e doar pentru călăreții avansați. Pentru călăreții avansați, ha? Pare ceva pe gustul meu. Aha, da, ceva la care o să ieși pe locul 2. Ce? Ah. Crezi că o să mă învingi la un traseu? Pentru că eu am multe trofee la sărituri peste obstacole care spun că n-o s-o faci. Știu că ești obișnuită să fii importantă în lumea ta mică, dar nu te poți compara cu o Fury când vine vorba de a călări. Ha! Abia aștept să văd ce față o să faci mâine când n-o să fie așa. Să mergem și voi, hai să facem un antrenament de seară. Pregătește-te să-mi admir spatele, Valentina. Mai lasă-mă. Bine lucrat, amice! A fost foarte bine! Hai să mai dăm câteva ture și gata! Hai, băiete! Știu că poți să o faci! Asta e. Perfect. Oh, stai. Nu. Acum e perfect. Cred. Poate. Nu-ți face griji, Leila. Facem traseul împreună, ca o echipă. Atunci cred că eu și Tăciune o să vă așteptăm pe toți la linia de sosire, ca echipă. Dacă și voi ajunge până acolo, pare puțin cam obosit. Cine e el? N-are nimic. Asta e figura lui de cursă. Nu-i așa și voi? Bună dimineața, cavaleri! Ce-ați spune să-i dăm drumul acestei curse? Etera, fii amabilă. Acesta e traseul destoinicii, o încercare dificilă. Întâi veți cuceri înălțimile amețitoare ale crestei bolovanilor plutitori, apoi veți traversa surprinzătoarele câmpuri înfloritoare. La final, vă veți testa echilibrul și curajul pe podul de peste repezișurile scânteietoare. Nu uitați ce ați învățat! Aveți încredere în voi și în unicornii voștri! Ușor de spus când nu tu ești cel care escaladează un bolovan plutitor peste o stâncă încercând să nu facă... Am parcurs traseul destoiniciei de multe ori fără să fac... Serios? Respect! Elevi, e timpul să începem! Noi vă vom aștepta la linia de sosire. Șaua, bine. Frâiele, bine. Scările, ce? Hei, unde s-a dus toată lumea? Glaciera, nu! Glaciera, stai! Ia te uită! Sunt în frunte, nu-i nicio surpriză. Iar acum, nu mai ești. Tot nu-i nicio surpriză. Hai, Tăciune, n-o să-i lea să ne bată. Mai repede, ha! Dacă am câștigat traseul destoiniciei și am salvat insula, Isabel n-are cum să concureze cu asta. După ea, Tăciune! Ha! Ieși de acolo, lașo! Oh, Tăciune forțează să iasă! Nu o să avem parte de glorie dacă magiarea se ascunde într-o baltă. Tăciune, ești bine? De ce alergi așa repede? Asta ar putea să meargă. Nu-i nimic! O să distrugem magiarea la finalul cursei. Dar mai întâi, haide! Ha, nu-i așa rău. Mă descurc cu genul ăsta de traseu cu obstacole. Prinde furtună! Fii vigilent, Rory! Ai auzit-o pe domnișoara Fiori. E magiarea în libertate. Trebuie să fim în alertă! Da! Wow! Wow!
Ai dreptate, nu eram pregătit pentru asta. Ați văzut ce repede fugea Tăciune? Cineva e super rapid în dimineața asta. Părerea mea e că încet și sigur e cel mai bine să mergi. Sigur câștigăm. Ha! Ți-am spus că antrenamentul o să dea rezultate. Somnul e pentru cei slabi. Ha! Pe curând, pierzătorilor! Să mergem și voi! Trebuie să-i prindem! Hai, hai, hai! Și cum ne urcăm acolo? Wow! Ține grijă! De fapt, continuă! Da, poți să o faci fără probleme. Wow! Oh! Vezi? Știam eu că poți. Wow! Bun băiat! Despre asta vorbeam. Ha! Hai și voi, nu renunța. Poți să o faci. Da! Și voi, te-ai descurcat extraordinar. Mai rezistă puțin. Aproape am ajuns. Mai ușor, bine? Nu e bine? Stai, lor mușcătoare? Ce sunt chestiile astea? Copaci, flori? Oare astea se pun ca obstacole? Bine, poate că florile sunt un obstacol. Hai, Tăciune! Magiarea are avantaje. Da, astea clar sunt sărituri avansate. Bine, spatele drept? 90 de grade, stai, sau 45. Nu, deja sunt prea multe numere. Ne ocupăm noi, furtună! Nu munci mult, fii eficient. N-am dreptate? E exact cum am exersat la oră. Trebuie să ne grăbim. Pot să ajut? Glaciana! Ce lucrat, prieteni! Așa se face! Da! Asta e fetița mea! Se pare că ne descurcăm bine. Ha! Bine! O provocare e gata. Mai avem două. Ce? Wow! Rele! Flori rele! N-o să lăsăm niște plante să ne oprească. Tot înainte! Ha! Ha! Wow! Lovește-o! Asta e șansa noastră! Hai! I-am făcut-o! Haide, ține-o tot așa! Aproape am ajuns! Ne odihnim după ce câștigăm! Cum putem renunța la magiarea? Isabel nu mai poate să ne ajungă! Nimic nu-i mai frumos decât victoria! Wow! Tăciune! Dă-o jos sau ceva, gata! Trebuie să încetinim! Nu poți să o dai jos, serios? Sper că n-a văzut nimeni asta. Mersi pentru nimic, blestemăție! Da, mai bine fugi! Acum vrei să lupți? Hai să o încheiem! Minge de foc! Ups! Bine, poate că ar fi trebuit să o lăsăm în balta aia. Thank you.
mâncătoare? Se prinde orice pot mânca, apoi se înfășoară în jurul lui, îl înghit și îl digeră timp de 30 de zile! Ce? E important să știi că natura e și frumoasă și periculoasă! Da, sunt mai îngrijorat de partea cu pericolul! Plante mâncătoare de oameni? Deasă traseul e pentru călăreți avansați! Nici o grijă! Știu unicornul perfect pentru asta! Gata, frunziș? Uhuu! Da! Hai, frunziș! Bine, frunziș! Oh, le-ai făcut și drăguțe! Bună treabă, fetițo! Îmi vine să-mi pun una în buzunar și să o iau cu mine acasă! Ce? N-o să fac asta! Haideți! Pe aici! Wow! Control! Hai și voi! Fă un efort! Noi nu renunțăm! Noi câștigăm, mai știi? Aproape am ajuns! Mai repede! Stai! Wow, wow, stop! Da! Grozav! Exact pe cine nu voiam să văd? Frate! Tu chiar ai ars podul, pe bune? Asta înseamnă trișat! Evident a fost un accident! Altfel n-aș fi blocat aici cu tine! Și înainte să devii agresivă cu mine, să știi că nu o să reușim niciuna dacă nu facem pace ca să ieșim împreună de aici! Așa! Va trebui să fac un plan și să acționez eroic! Și voi, folosește-ți magia de apă să ne ridici! Și voi? Ce s-a întâmplat? Ce e cu tine? Vai de mine! Doar nu crezi că toate antrenamentele tale nebune și de noapte ți-au epuizat unicornul, nu? Asta e vina mea? Tu ai spus-o, nu eu. Oh, și voi? Încetează! Suntem prea frumoși să fim digerați! Chestia asta e puternică! Mă ocup eu de ea! Wildstar! Poftim, amice! Deși e înduioșător ce faci, încă avem probleme, mai știi? Mai rău de atât nu se poate! Aveți grijă! M-am înșelat. Acum e mai rău. Nu sunt vreun geniu, dar n-ar trebui să fie un pod acolo? Da, păi e posibil ca podul să fie ars. E o poveste lungă, n-are rost să vorbim. Oh, ba, categoric o să vorbim despre ea. Dar mai întâi vorbim despre cum ieșim de aici. Ține-mă! Wow! Da! Revezișurile scânteitoare par mai mari privind din ele. Și mult mai învolburate. Stați, da? Valuri, și voi, nu poți tu să... Din păcate, unicornul nostru de apă are nevoie de un pui de somn. Hei! E vina mea, nu a lui! Îmi pare rău și voi. N-ar fi trebuit să te forțezi atât de tare. Am fost prea prinsă în dorința de a câștiga o cursă stupidă. Nu trebuie să o facem. Tu ești deja câștigătorul meu. Scuze! Și voi o să se odihnească? Ei bine, nu putem sta degeaba. Ar trebui să le arătăm profesorilor că ne putem descurca. Furtună poate crește temperatura ca să evapore apa. Doar că o să dureze puțin. Mușchiul e o plantă? Poate un pod de lumină? Wow! Și voi? Nu ești obligat. Bine, sunt aici. Bun, băiat! Te descurci foarte bine și voi! Știu că poți să o faci! Bravo, băiete! Da!
Ce pot să spun? E cel mai tare. Uhu, hai echipă. Bine, gata cu pacea. Reîncepe cursa. Pa! Da, ce ne-a așteptat. Dar trebuie să ajungem la linia de sosire. Hai să mergem ușor. Meriți o pauză. Felicitări pentru parcurgerea cu succes a traseului destoiniciei. Dar se pare că lipsește o pereche. Izabel și Șufoi sunt la urmă. Asta e o surpriză. Fiindcă ne-au salvat de repezișurile scânteitoare. Ce rost mai are să câștigi dacă nu te poți lăuda? Ne-au stricat momentul. Victoria e o recompensă în sine. O să-mi fac un trofeu mai târziu. Aș spune că exercițiul acesta a fost un succes. Sper că sunteți pregătiți acum pentru ce va urma. Magiere! Te-ai întors să ne agasezi iar, ha? Și-a adus niște prieteni. Isabel! De unde au apărut? Ce am făcut? Fă ce iubesc.